Și suntem live. Extraordinar. Și s-a cântat? S-a cântat și s-a dat. Bun, deci am făcut această... Acum încep un fel de prezentator sau ceva de genul ăsta. Deci am făcut această sesiune de Q&A pentru că mi se pare că în momentul în care ajungi într-un anumit punct al carierei tale și mai departe, trebuie să dai înapoi umanității. Eu practic. Sau tu. Vorbesc despre mine. Să dai înapoi umanității niște învățăminte, niște lucruri pe care le-ai acumulat de-a lungul timpului. L-am chemat pe Vlad Drăgulin aici pentru că, pe părerea mea, el este unul dintre actorii tineri, talentați, pe care i-are România. Sunt convins că mulți dintre voi l-ați văzut în rolurile pe care le-a interpretat, atât în televiziune cât și în teatru. Băi, vreau share masiv! Așa, hai, da, share masiv! Bine. Bun, în primă instanță noi o să răspundem la niște întrebări care s-au adunat pe contul de Discord, am înțeles, nu? În spatele camerei, că spus, de fapt, nu în spatele camerei, undeva în... Deci în dreapta mea, în stânga camerei, se află domnul Mihnea, care s-a pregătit cu niște întrebări deja, nu? Bine, e mult spus s-a pregătit, dar mă rog. Așa. Maestrul nostru de ceremonii. Ok, hai să vedem. Deci ai grijă că treaba asta rămâne, Drăgulin. Nu te mai uita acolo, mă, pentru că vorbești următoarea întrebare. Da, mă captează cumva, că tot dă... Care este... Ne-am pus ochelarii ăștia pentru că suntem sparți. O să spună toată lumea. Da, absolut, dar noi nu suntem, suntem complet împotriva. Care este prima carte care v-a făcut să plângeți? Eu sau tu? Amândoi. Eu n-am plâns niciodată la o carte. Pe bune? Citind o carte, eu n-am plâns niciodată. Am râs. Da, de plâns n-am plâns. Bă, prima carte care m-a făcut să plâng a fost Cu ore inimă de copil, al lui Edmondo de Amicis. Și după părerea mea, și acum vorbesc foarte serios, cred că lumea ar arăta mult mai ok dacă fiecare copil ar citi la un anumit moment Cu ore inimă de copil. Mi se pare absolut impresionantă cartea și mi se pare că este o carte perfectă pentru 8 ani, 9 ani, 10 ani. Adică dacă ar fi ca un copil să citească pentru prima dată literatură care nu este neapărat pentru copii, ar trebui să fie Edmondo de Amicis, Cu ore inimă de copil. Este absolut superb și cred că pe mine m-a făcut un om mai... Nu spun că sunt un om bun, dar cred că m-a făcut un om mai bun decât aș fi putut să nu fiu, să spun așa. Da. Și după aia, singur pe lume, Hector m-a luat. Și aia m-a făcut să plâng. Și am citit-o după aia de 10 ori. Bă, a fost frumos. Eu nu pot să plâng la cărți. Dar nicio carte n-ai plâns? Pot să plâng la filme, dar la cărți nu pot să plâng. Zi filme la care ai plâns. Titanic. Bă, bune, ai plâns la Titanic. Titanic și la majoritatea filmelor, adică sunt foarte empatic. Și de obicei plâng. Atunci când e de plâns. Da, la Titanic plâng, când plâng? Plâng la Idiotul și Gogomanul. Da. În primul rând, Dobitocule, că nu este că n-am probleme. Este Tântălău și Gogoman. Dumb and Dumber. Yeah. Capul nostru. Mai departe, următoarea întrebare. Yeah. Ia să vedem. Please. Nu te mai uita acolo, mă, că pe aia anticipezi pe următoarea. Pentru că ești tu te uiți, faci ia următoarea întrebare. Păi nu am ochelari, idiot, trebuie uit la Mihnea. Păi nu mă uitam, ai următoarea întrebare în sensul în care acolo urmează să se... Dar nu că mă uit eu la ea. A, deci tu o să zici întrebare. Nu trebuie să le citim noi de acolo. Este primul meu live din totdeauna. Te rog frumos să ai puțină clemență. Bă, băiatule. Și acolo, supoziționarea. Supoziționarea. Te rog. Zi. Dacă ai fi putut să creezi un personaj, să scrii o carte din literatura română sau universală, care ar fi a fost aceea? Tu ai înțeles ceva de întrebare asta? Realmente vorbim. Bun, hai să o luăm pe propoziție, hai să o luăm pe rând. Deci. Mai citește în goată pentru că... Nu. Deci dacă ar fi să creezi un personaj sau un personaj care există deja? Slash să scrii o carte din literatură. E în mod de reluare, de aia nu pot să vorbesc. Sau să scrie o carte din literatura română sau universală, care ar fi fost aceea? Îți merge la următoarea dată. Nu, de ce? Că am înțeles, cumva. Da, am înțeles. Dar sincer, răspunde tu, că eu am înțeles. Da, bă, dacă ai fi putut să scrii o carte, care ar fi fost cartea pe care... Dar care ea deja e scrisă, cartea. Da, ea deja e scrisă. Nu știu, că, adică cumva are și legătură cu experiențele mele. Mie îmi place Femei, de Charles Bukowski. Da. Uite, eu aș fi scris Divina Comedie, că chiar am auzit pe cineva vorbind el despre... Aș fi scris Divina Comedie pentru că sunt convins că dacă aș fi scris-o, aș fi și citit-o. Eu n-am citit Divina Comedie. E un minus cultural și... Bun. Da. Mergem mai departe? Vă rog. Care este întrebarea pe care ți-ai dori ca un fan să ți-o adreseze, dar pe care nu ai auzit-o niciodată? Mamă, asta e...
Asta e întrebarea. Meta. Asta e întrebarea. Dar e frumoasă, mă. Da. E frumoasă, dar mamă, e pe de capul. Întrebarea care mi-ar și plăcut să o aud de la un fan și nu mi-a... Fan. În primul rând că nu-mi place termenul cum sună. Fan. Bună, fan. Mi se pare că e o chestie care supoziționează un pic omul respectiv, știi? Păi, deci când vedeam chestiile astea, păi, mai țin minte că vorbeam noi la un moment dat, când vedeam noi chestiile astea, păi, hei, ce faceți lorișorii, bimișorii, fiecare în funcție, da. Dai seama cum ar fi să apară în fiecare zi bendeceii mei. Bă, drăgulinașii mei, drăgulinatorii mei, drăgulinozaurii mei. Vezi, dacă încerc să mă gândesc eu la treaba asta, devine foarte, foarte ciudat, pentru că în momentul ăla vorbesc despre... Nu, ar trebui să-mi pun eu mie o întrebare, practic. Nu mi-o pune cineva care mă admiră. Ar trebui să facem puțin... Ăsta e chiar un exercițiu de imaginație, că trebuie să stăm puțin să ne gândim cum ar fi să fii cineva care te admiră și după care să treci prin filtru... Nu, fii atent. Nu știu ce întrebare, dar pot să spun o chestie. Mă tușează extraordinar în momentul în care vine cineva la mine și îmi spune... vreau să îți strâng mâna. Atât. Nu vreau să facem o fotografie, nu vreau să... Și mie-mi plac asta. Băi, absolut superb. Și mie-mi plac asta. Jur. Nu că n-am... îți dau cuvântul meu, adunare, în viața mea, și tu știi foarte bine, că n-am refuzat niciodată o fotografie. Da, băi, știu. Nu pot să fac treaba asta. Uneori, dacă suntem undeva și mă îmbăci, nu știi, și vine unul și... Bă, atunci, da. Mă enervez și pot să devin chiar violent în anumite situații. Știi, dar aminte... Ce cunoaștem? Cunoaștem cazuri. Adică cunoaștem întâmplări și așa, pentru că, na. Am devenit vreodată violent? Era să se lase cu violențe, dar până la urmă vorbei. S-a dat la paci băieții și nu s-a întâmplat nimic. Auzi, mă, dar tu de ce n-ai mai băut de la Rebelion până acum? Până acum o să cămă, nu ai băut. Pentru că sunt într-o altă etapă a vieții mele. În care nu bei? Am făcut-o... Nu! În care nu mai beau. Am făcut asta 3-4 ani de zile, de la 24 de ani până la 27. Puternic, în care am luat efectiv toate cluburile din București, recte, centru vechi, mai ales că acolo îmi plăcea cel mai mult. Și am epuizat pur și simplu, am băut paharul ăla până la epuizare. De altfel am făcut și gastrită, dar cumva se... mă confund cumva în perioada asta cu... E o criză a vârstei de 30 de ani prin care trece. Și a început de acolo, care este o criză mai mult filozofică. Ți-am spus? Bă, am zis maxim 8 minute. Băi, și dincolo, dar fiecare... Deci nu putea să cadă pur și simplu. A rămas și chestia asta care este absolutamente... Ce faci, drăguline? Ce încerci să salvezi acum o zonă de crem? Bă, lasă-l jos. Dă porcăria jos. Sau vezi că a fost mult mai bine cum te-am rugat la început? Te rog, mă, ține așa. Așa, și acum mai vorbește despre dramele tale. Da. Ce e o criză a vârstei... Da, mă, da, este o criză a filozofică. A fost programată toată. Este o criză filozofică, o trecere de la cantitativ la calitativ. Oh. În sens, da. Și acum, în sensul în care acum îmi aleg mai bine luptele. Că uite, săptămâna trecută când ne-am revăzut și s-a terminat lockdown-ul și așa, am băut. Da. Da, așa, tare. Dar au spus că eu sunt genul de om... care nu sunt băutor real, eu sunt cumva un băutor fake, eu nu beau pentru plăcerea de a bea, înțelegi, așa un pahar pentru să stăm la o șuietă și așa mai departe. Adică tu eu când beau... Tu nu ești un băutor real? Da, un băutor real este unul care bea fiecare zi și găsește plăcerea. Vrei să povestesc acea situație? De obicei când facem niște beții monumentale și mai departe, recunosc că eu pierd controlul în 99% dintre situații și atunci se întâmplă tot felul de lucruri. Da. Tu o singură dată ai pierdut controlul. Dar da, o singură dată. Bă, deci a fost, cred că, cea mai înspăimântătoare beție la care eu am participat. Ai pierdut controlul atât de tare încât eu mi-am revenit din beția mea care era, ce spun eu, în buza comei alcoolice. Ți ți-am povestit? Bă. Păi am ieșit din centru vechi ca Alexandru cel Mare, pe scuturi. Așa m-am deci adus ca un erou. Deci l-am văzut pe el, care se îmbată foarte tare, dar păstrează o doză de control, știi, pe care am simțit-o întotdeauna, știi? Am rezist, adică am rezistență. Exact. Bă, și l-am văzut la un moment dat că a spart o sticlă din greșeală, pe care a spart un pahar din semi-greșeală, ăla deja nu mai, deja se intrase.
Bă, și zic, trebuie să-l duc acasă. Deci atât de rău nu l-am văzut în viața mea și mi-am revenit eu cumva, știi, dâmbeția respectivă. L-am dus la taxi, am zis în taxi, el nu. Să mergem la Boa, pizde! Băi, trebuie, hai acasă, că dacă e 6 dimineața, oricum și la Boa, unde vrei tu să mergi și așa mai departe, au plecat și fetele alea acasă. Da, mai lasă-le, mai luna și eletura. Săptămâna asta, iartă-le, nu le... Bun. Toate da, bă. Da, bă, nu, revenim la întrebări, revenim la întrebări. O să reveni și la întrebări. Am ajuns în cvartalul de locuințe unde se duc întrebării și care, atenție, este efectiv un cvartal, adică sunt niște blocuri între astea noi. Bă, și liniște totală, zici să mă, 5 jumate, 6 dimineața, oamenii au copii, adică, în general, familii și acolo. Drăguline, hai tată coboară, că hai să... Opa, pui de la Boa! Pizza, vreau pi! Păi, drăguț, uite, bă, tata acasă, că ești mor, venit dragoni. A început și taximetristul ăla sărat. Haideți, domnule, să cobor. Am stat și... La un dar nu s-a mai putut, am început să le arăt. Bă, dute, dă-te-n pulă. L-am scos de mașina, nu știu ce. A coborât, și uitase geaca, a luat geaca, bă, a coborât și a stat așa un pic și a început. Vecinilor! Bă! Drăguline, nu-și mai găsea cheia. Da, a fost m-a sunat a doua zi, la ora 7 seara, și vocea pe care o avea, bă, ce s-a întâmplat, bă? Era mort. Ia, zi următoarea întrebare. Mărtos, zi. Că despre băutură putem să ne întindem la povești. Avem o Biblie întreagă, putem să scriu. Voi țin minte cu Anca din Nicola Brașov, când a căzut de 20 de ori între două cluburi. Și era și desculț. Dar un punctul de scurță, ea tot încerca vreo 200 de metri pe tocurile alea, și-a dat seama că e belită, după care ce-a dat tocurile jos, era frig afară. Dar la aia cu sirena, la aia băușiatul. Așa, următoarea întrebare. Păi, din foarte multă lume. Așa, foarte multă lume. Se treabă de băieți de oraș. Așa. Sau de un puii mei. Așa. Există vreun plan ceva? A tot plouat. Răspunde la această întrebare. Afară. Eu de obicei când mă întreabă lumea lucrurile astea, eu mă leg de cu totul și tot altceva pe story-uri, mai fac Q&A-ul. Era foarte multă lume. Adică e vin subiectul, băi, da, da, da. Și pun telefonul în față și zic, bă, nu știu ce, și îmi scapă telefonul. Sau zic, iau, Teo, ce ploaie afară, băgați. Bate cineva, nu știu. Lasă-i să bat. Aveți dragi pe voi? Bă, pădure și tău. Cine să bată așa aici, nebun? Ce dracu să bată? Uite, bate cineva, nu știu, o să muri. Da, ok, bun. Deci în spatele nostru este o ușă în spatele acestui fundar și bate cineva. Dar voi nu ați văzut o întrebare care e întrebare? Trebuia să... Acum... Ca un fan să ți-o adresez. Deci ai văzut când a întrebat de băieți de oraș, cum dintr-o dată, apa, bate cineva la ușă. Vezi cum e Dumnezeu? Vezi cum e Dumnezeu? Bă, uite, m-am lăsat cu... Deci eu n-am nicio legătură cu muzica trap. Recunosc că nici nu înțeleg. Eu nu înțeleg fenomenul. Am înțeles cumva că primele chestii care au fost făcute apropo de treaba asta în România au fost chestiile astea care mie mi se par mega cu călărești, asta cu am bani, am valoare, am nu știu ce, nu? Da, cumva e pe flexing, okay. Așa. Da, ok, pe flexing, mă, nu știu. Ca și stil muzical, nu știu, nu pot să spun că sunt un fan, dar ți-am promis că acea piesă pe care a compus-o cine? Luca Beats. Așa. Luca Beats și cu Nosfe și, mă rog, adică se ocupă băieții de la Șapra, în mare parte. Bun, ok. Deci această piesă făcută de Luca Beats și Nosfe. Și Nosfe. Și așa. Deci, deși eu nu înțeleg fenomenul, nu înțeleg de ce vrea el să face întreaba asta, e vorba despre o piesă muzicală care are ca personaje principale cele două persoane. Cele două personaje din Băieți de Oraș. Robi pe care urmează să o înregistrăm. Dar bă, am ascultat piesa, adică ca și sound, chiar dacă nu mă pricep ca și sound, îmi dau seama că e ok, nu? Da, sună rău, sună rău și nu sună ca ce e aici, sună ca ce e acolo. Nici da. În America! Da, deci va avea un mare succes această piesă. Nu știu. Dar știi că e o chestie pe care o fac doar pentru tine. Și te iubesc pentru asta. Îți mulțumesc din suflet. Nici eu nu am o mare chestie cu muzica trap, dar încerc să fiu ancorat. În realitate, lumea asta, în realitatea asta, pentru că la un moment dat mă gândesc că s-ar putea să am un copil, știi? Și hai să zicem, uite, eu sunt rocker, de exemplu, știi? Dar și dacă m-aș închide cumva în muzica aia rock, hai să zicem că o să am un copil peste 10 ani, ok? Deci tu îți dai seama ce pauză ar fi pentru mine de la muzica rock până la ce o să asculte, la că efectiv nu o să pot să mă înțeleg cu copilul ăla. Nu o să știi cum a evoluat muzica, ce s-a întâmplat, cum a ajuns la sound-ul ăla, că după aia te trezi și zici, bă, cum poți, bă, să asculți așa ceva? La urma urmei, că se întreabă toată lumea în ziua de astăzi, dar așa și eu ascultam Andrei, adică, na. Tu ascultai Andrei? Da, adică... Britney Spears, adică aveam, când aveam
8 ani, 7 ani, 6 ani, ceva. Dar știi ce, în păcate s-a întâmplat o chestie foarte ciudată cu tine. Tu ai rămas rocker, dar ca stil vestimentar ai rămas... Mă îmbrăc ca Andrei. Adică ți-a rămas cei mai rău de acolo. Dar nu mă mai îmbrac ca un rocker, adică mă îmbrăcam până în clasa 9, când mi-am dat seama că cocălarii erau deja foarte mulți și începeau toți tovarășii mei rockeri să-și ia bătaie și atunci am zis... ăsta e semnul că trebuie să-mi schimb ținuta. Da, și mi-am dat seama că se mulțiseră cocălarii foarte mult în Buzău și toți tovarășii mei, eu am început să cresc cumva cam de prin clasa 11, a 12-a. Arătam ca un copil. Ascultă-mă ce spun mie, s-a dus pe pulă orice. Dacă am fi încercat să facem ceva, s-a dus pe pulă. Okay. Așa, mai spune-ne, Vlad, despre copilăria ta și cum erai rocker și bătut în același. Nu eu. Pe mine nu dădeau, pentru că eu eram copil, adică aveam față de copil. Eu nu crescusem, n-aveam încă tulee, n-aveam nimic. Eram ca un copil, pe mine nu dădeam, dar i-am văzut pe tovarășii mei cum erau bătuți și atunci în clasa 19 am zis, bă, gata. E cazul să mă dau puțin mai, adică să-mi revin puțin și să las hainele deoparte și așa. Și culmea, uite-te și tu că acum cocalarii poartă capete de morți pe tricouri, poartă geci de piele, de motor, fix pentru ce ne luam noi bătaia atunci că portam de la cocălari. Asta am ajuns să poarte cocălari în ziua de astăzi, adică e strigător la cer, de asta m-am dus să mă spun. Da, nu toți, am descoperit cel mai mare cocălar din România, jur. Deci eu nu vreau să-i dau numele. Bă, într-adevăr, e într-o familie foarte, foarte bogată și apare în continuu numai de la Lamborghini în sus, pula mea și okay. Iată și nu știu ce, are pe Instagram, are câteva, spunem, 10.000 de urmăritori. Bă, și mă uitam la persoanele care îl urmăresc pe el, știi, la un moment dat. Făceam așa un fel de studiu de caz. 90% gagici. Bă, băiatule, zici că e o tiparniță, frate, care face niște gold diggerițe, niște... problema știi care e că în momentul ăsta nici nu mai știi cum să te referi la anumite lucruri ca să nu cumva să lezezi, să jignești pe cineva. Bă, deci am ajuns într-un punct... Du-te și schimbă-te. Nu, că nu se mai poate. Nu se mai poate. Revenim imediat. De când te cunoști cu Vlad Drăgulin? De cât timp ne cunoaște, mă? În toamnă se fac 9 ani și jumătate. Bă, ar trebui să facem ceva de 10 ani. Da, facem. Știi, asta a sunat un pic aparastas. Drăguline, trebuie să facem de 10 ani. Așa? Când ai ales să fii actor, ce repere ți-ai luat? Când am ales să fiu actor, eu am ales să fac treaba asta când aveam, cred că, eram clasa 9 și am fost dat mai devreme la școală, deci cred că pe la 14 ani jumate, 15 ani, să zic așa, și din momentul ăla am început să citesc enorm. Am citit foarte mult despre actori și acum, cumva, treaba asta m-a făcut ca reperele pe care le aveam să fie repere, să spun eu, repere în neaușe, adică repere de la noi. Citeam foarte, foarte mult despre actori, foarte multe biografii și după aia am și mers foarte mult la teatru și atunci cumva reperele mele de aici au fost. Dar bineînțeles că reperul principal a fost Toma Caragiu pentru că... Ce faci, mă, cu aia? Toma Caragiu a fost primul model pentru că de la cartea respectivă mi s-a declanșat treaba asta cu actoria, care, de fapt, mi-am dat seama ulterior că a fost acolo dintotdeauna. Drăgulie, tu chiar te-ai schimbat? Deci trebuie să vă spun ce a făcut Drăgulin. Drăgulin s-a dus în spate și a dat tricoul pe care l-avea jos, după care și-a pus alt tricou, iar acum și-a dat tricoul pe care și-l pusese jos ca să-și pună altul, pentru că și-a dat seama că de fapt nu e foarte bine cum era cu tricoul ăla. Deci el de fapt este un fel de Pipino de România. Extraordinar. De bine mă cunoști. Extraordinar. Da, așa. Bă, ia ceva. Da, m-ai pus să-mi aduc tricouri. Dar tricoul ăsta este un tricou șmecher, bărbuie. Nu. Este de la o firmă de skateboarding. Excelent. Ceva de aici. Cerul are social media în ziua de azi. Mamă, cât de... Cât de generală e asta. Pentru un actor? Pentru un actor. Pentru un actor, da. Așa e întrebarea? Nu că am pierdut, am citit-o mai devreme. Ah, ok. Asta e completarea ta. Bă, în principiu, părerea mea este că un actor
ar trebui ca pe social media să fie prezentat de cineva. Eu cred că un actor trebuie să se prezinte doar prin rolurile lui și că nu trebuie ca viața lui, să spunem, de zi cu zi, să fie cunoscută de către oameni. Din păcate, asta se poate întâmpla într-o societate, cum este societatea americană, sau o societate care are un showbiz și o lume artistică extrem de dezvoltată din punct de vedere al marketingului. Din nefericire, în România, treaba asta nu este posibilă, pentru că nu există, neexistând toate aceste rotițe, atunci cumva un artist este nevoit, să spunem, să facă lucrurile astea pentru el însuși și pentru notorietatea lui și pentru ca să-și promoveze proiectele pe care le face. Adică ideal ar fi ca niciunul dintre noi să nu aibă Instagram, să nu aibă YouTube, să nu aibă Facebook și așa mai departe. Adică să le aibă, dar ele să fie pur și simplu o chestie unde din când în când cineva pune o fotografie și așa mai departe, știi? Așa. Părerea mea este că noi ca actori ar trebui să fim un fel de Carla's Dreams. Bă, că e foarte greu. Crede-mă, Vlad, că în momentul în care e mult mai greu pentru noi, în momentul în care intrăm pe scena la teatru, primul lucru când intri pe scenă, oamenii spun: uite-l pe Drăgulin, sau uite-l pe Malone, sau uite-l pe nu știu care, sau uite-l pe nu știu care. Și în cazul meu la fel, pentru că prezența mea, eu, persoană fizică, și la Humor, da, la Humor deja și pe internet este, chiar mi-a urmărit pe internet, deci tot despre internet e vorba. Prezența mea, dragi, faptul că sunt o persoană care, și tot la fel, o persoană care suntem active pe rețelele sociale și așa mai departe, cumva, în momentul în care apărăm pe scenă, primul impuls al omului care se uite este: uite-l pe Bendeac. Pentru că ăla este foarte prezent în viața lui. Deci este de 10 ori mai greu să-l faci pe om după aia să meargă cu personajul pe care tu-l faci. Da, corect. Și asta e ce e, să spun eu, ține și de teatru, ține și de film, ține de orice domeniu, să spun eu, de orice ramură ceea ce facem noi. Asta da, pentru actori, da, într-adevăr, adică nu sunt de acord să se facă un striptease emoțional, știi, pe internet. De genul vlogului sau mai știu eu ce, știi? Pentru că asta dăunează, exact cum ai spus tu, da, striptease-ul emoțional în general dăunează pentru asta. Adică eu încerc să păstrez așa o oarecare... Zi-mă cum se numește. Faci live-uri pe o migă în pula mea și încerci să păstrezi răguri. Păi da, fac. Nu, nu e adevărat. Dar niște lucruri. Băi, eu nu spun niciodată niște lucruri personale. Nu fac striptease emoțional. Acolo doar. Băi, bă, tu ești este... la cap. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ăla nu e striptease emoțional. Nu e adevărat. Hai, mă, că ai foarte multe postări în care vorbești despre tine, în care vorbești despre neputințele tale, în care vorbești despre problemele tale cu mâncatul, cu băutul. Asta e cu totul și cu totul altceva, dar nu zic lucrurile care mă deranjează pe mine într-adevăr, știi? Dar spune lucrurile care te deranjează pe tine într-adevăr. Dar nu vreau, pentru că vreau să păstrez totuși o mantie cumva de mister, vreau să păstrez cumva chestia asta, înțelegi? Nu fac striptease, mă. Eu te zice ăsta care nu, și-a făcut cum face COVID-ul, cum face, zici mie, de striptease emoțională. Păi să mă, era o chestie medicală. Păi e același lucru, e același lucru. Că eu fac o mică și că spun ce mă deranjează și că tu îți faci asta, e același lucru. Dar spune-mă, uite, e ocazia să spui un lucru care te deranjează. Dacă tu faci întreba asta, spune un lucru pe care nu l-ai spus niciodată. Pe care te deranjează. Dar nu vreau să spun lucrurile care țin de mine personal. Facem altceva. Lucrurile intime. Facem altceva. Spune 5 lucruri, sau poftim, dacă nu poți, 5, 3 lucruri. 5 lucruri care te deranjează la mine și nu mi le-ai spus niciodată. Adică 5 elemente negative pe care le-ai observat la mine de-a lungul timpului, care te-au deranjat și pe care dacă ai putea să le schimbi, le-ai schimba. De caracter, de obiceiuri, de interacțiune umană. Bă, mie în general nu-mi plac oamenii care sunt foarte fălu, foarte mândri, știi? Și eu sunt foarte mândru. Tu ești mândru, tu ești foarte mândru. Pe bune? Da. Du-te, bă. Și îi subpoziționez pe ăilalți, de pe lângă tine. Tu știi că faci asta? De exemplu? Păi bun, asta e puțin, nu, dincolo de glume. Nu, dincolo de glume. Tu faci asta prin orice, trebuie să mă gândesc. Glumesc, i-am dat doar snus. Ce faci, îmi dai panică? Asta se întâmplă. Stai, asta se întâmplă. Auzi, putem să facem orice în live, nu? Adică dacă vor... Deci pe bune, supoziționez oamenii? Da. Asta se întâmplă, na. Pe cumva o chestie pe care o faci tu. Da, asta se întâmplă și, nu știu, la repetiții, la teatru sau... E un fel de a fi, e un fel de om. Înțelegi? Nu. O, așa. Bă, ce mă, pe tine se pare că te-am supoziționat vreodată? Nu. Am dat-o pe live, gata, nu mai pot să iau la voi.
Nu, Doamne ferește, nu, nici. Așa, mai tu mai faci asta? Nu, atât. Doar asta? Da, în rest ești un băiat aur. Cu acest mic bemol. Ghezi unde? Hai, altă întrebare. Dar rest ești un băiat aur, adică în rest ești extraordinar. Da, ai tu chestia asta. Mai stai-ți-o fi. Da, uite, spune și o calitate. Mai rubegat cu tine. Ești un tip foarte generos. Da? Da. Păi stai, mă, dar cum poți să, adică, cum poți să supoziționezi oamenii, dar în același timp să fii generos? Păi ești un tip generos, pur și simplu. Oamenii sunt, în general, paradoxali. Adică se poate întâmpla și chestia asta, dar ești un tip foarte generos. Cu toate că ai chestia asta. Păi doar o chestie pe care o faci. Na. Da. Câteodată, ok, câteodată lumea trece peste. Dar faptul că... Mai distrus. Unde ne-am dus? E live, boss! Mai distrus. Așa, hai, altă întrebare. Actor preferat. Așa, hai că plânge până la sfârșit. Ce actor preferat să aveți? Hai să zicem român sau nu? Începeți cu român și continuați cu chine. Eu sau tu? Da. Bă, zi tu că eu am mai răspuns. Ștefan Iordache, Dem Rădulescu și Gheorghe Dinică. Internațional, Jack Nicholson. Sunt într-o perioadă de Jack Nicholson, acum de fapt l-am descoperit, spre rușinea mea. Da. Eu o să zic la români George Constantin. De acord. Dem Rădulescu. Aprob. Așa. Și Dem Rădulescu și... Și eu. Și Rebenciuc, Victor Rebenciuc. Iar ca actor străin, da, am crescut în cultul lui Chaplin și Buster Keaton și cel mai mare actor în momentul ăsta, mie mi se pare, DiCaprio. Se pare că este absolut fabulos și este un om care a fost nevoit să depășească un handicap ieșit din comun. Care ăsta? Ăsta al frumosului etern, al juniorului prim, care este cea mai cruntă chestie care se poate întâmpla unui actor talentat. Mie mi se pare că el a fost frumos cam până la 30 și ceva de ani, după care... Nu s-a menținut. Adică, el ca bărbat, da, frumos? El, da. Un bărbat bine, în pula, acum câți ani are? A, că e un bărbat bine, asta e altceva, dar nu... Nu în roluri. Păi da, nu, în roluri nu. Dar gândește că el a făcut Romeo, da? În Romeo și Giulia. A, da, bine. A făcut rolul din Titanic, da, care e plânsul. Până la 30 de ani, adică... Păi da, asta zic, dar după aia, băi, cred că este foarte greu să depășești treaba asta. După care... Instinctul regizorului este să te pună pe tine treaba aia, pentru că acolo ești absolut fabulos, frumos, și... Nimeni nu-și dorește să joace juni prim. Dar vezi că el în prima perioadă a carierei lui, el n-a jucat de-astea de jun prim. Păi el asta zic. El are, de exemplu, cum se numește filmul ăla în care juca cu Johnny De Niro. Depp. Ăla cu Johnny Depp, care se numește, bă, deci am o problemă cu titlurile, care joacă copilul la handicapat. Da, bă, ăla este de departe și acolo avea 12... Nu, 16 ani, ceva de ăsta. Mă rog, oricum tot. Ceva. Deci ăla este un personaj, ăla este un rol... Este poate unul dintre cele mai tari roluri de compoziție pe care le-a făcut el vreodată. Pe care l-a făcut vreodată cineva. Acum, nu știu, cineva de până la 18 ani. Hai să zicem așa. Hai să o lăsăm acolo, nu. Nu, este absolut incredibil. Așa. Bă, mai știu cum se numește film. Bă, de ce am această... Bă, What's Eating Gilbert Grape? Așa, What's Eating Gilbert Grape? Cu Johnny Depp. Hai de pula. Vai de capul și de zilele mele. Face un cu sindrom fabulos. Down sau ceva de genul ăsta. Face un copil cu sindrom Down. Extraordinar. Așa, altă întrebare din ea. Proiecte legate de filme împreună. Da. Ceva? Da. Se poate spune ceva? Da, se poate spune ceva. După părerea mea, da, e vorba despre un proiect, n-am voie să vorbesc despre el, care este produs de Codin Maticiuc și scris de un tip foarte, foarte talentat, care a scris mai multe filme române, nu pot să dau alte detalii. Cred din tot sufletul meu că Vlad în treaba asta ar putea să facă unul dintre cele mai importante roluri din cinematografia românească vreodată. Nu știu dacă ai observat, Mihnea, tu care ești un tip extrem de ciudat, ești un tip renascentist și mai departe trăiești într-un univers pe care oamenii nu-l știu, dar poate la un dat o să vorbim despre treaba asta. Tu și cu Drăgulin sunteți cumva singurii oameni, bine, nu pot să-l pun maestru Mălele, cu care... Vorbesc așa, dintre oamenii care sunt colaboratori apropiați cu care fac, să spun eu, chestii pe foarte multe domenii, numai teatru. Voi sunteți singurii oameni cu care eu am
nu știu cum să spun, dacă cu care am rămas eu alături sau voi ați rămas alături de mine. Sunteți singurii oameni cu care eu lucrez de o perioadă foarte, foarte lungă de timp. Iată, foarte lungă de timp. Iar Vlad, că, și am vrut să spun asta de foarte multe ori, uite cum devenim serioși, dar mă doare în polă. Vlad este de departe omul pe care eu îl iubesc și îl admir cel mai mult din punct de vedere profesional, pentru că eu mi-aș dori foarte mult ca oamenii să te cunoască așa cum ești tu, așa cum ești tu atunci când vine vorba despre profesia asta, așa cum ești tu atunci când vine vorba despre repetiții, despre spectacole, despre absolut orice are, este de un profesionalism, de o modestie, de un bun simț și de foarte multe ori emoțiile și dorința lui ieșită din comun de a fi bine, de a, ca fiecare secundă din ceea ce face să fie foarte lucrată și așa mai departe, au fost situații în care efectiv te-a încurcat treaba asta. Adică, da, da. Când ești foarte încleștat și vrei să rupi pisica, atunci de cele mai multe ori o dai și în bar. Pe mine mă emoționează de fiecare dată la... Noi la Krecinski avem, chiar dacă nu știu, cred că am jucat deja de 30 de ori spectacol. Uh-huh, uh-huh. Noi în continuare avem foarte, foarte mari emoții și de fiecare dată mă emoționează faptul că Vlad se duce acolo mult mai devreme de intrarea lui, se pune așa cu un scaun, să mă armă, dacă nu vine să plâng, îți jur că mi s-a făcut în secunda asta un dor de mă piși pe mine. Și se pune acolo pe un scaun în culise, are niște lemne, că tu intri cu lemnele alea în mână, da, da. Stă așa cu lemne și stă acolo, face așa și se aude un... Adică nu e un al lui, este un al personajului, cu personajul lui vorbește într-un anume fel, fiind compoziție. Și de fiecare dată avem aceeași chestie, când vin și eu la scenă și nu știu ce, vin, îl pup pe cap, ce spun, mă, te iubesc, vine și Liviu, bă, faptul că omul ăsta are atât de multe emoții de fiecare dată, pe mine mă emoționează și mă copleșește și mă bucur că am lângă mine un om care este obsedat de, am lângă mine în sensul de colaborator și prieten, nu ne putem bucura, că am lângă mine un om care este în egală măsură obsedat de profesia asta, așa cum trebuie să fie. Da, și așa cum cred că sunt și eu. Și așa cum cred că e și tu, pentru că ăsta este motivul pentru care am lucrat cel puțin muzică de-a lungul timpului și ceea ce ai făcut la Krecinski este, pe părerea mea, absolut extraordinar. Da, bombă de muzică. Apropo de asta, o întrebare, cât de mult se lucrează la o piesă de teatru până apare în fața publicului? Păi, vă dau exemplu ăsta cu Krecinski. La Krecinski, lucru efectiv pentru mine a durat cam 7 luni. Nu, pentru mine, da, adică okay, din momentul okay. În care m-am apucat, am luat textul original, am început să mă gândesc la adaptare, am scris adaptarea, am scris a doua variantă de așa, primele întâlniri cu scenograf, cu actorii, cu nu știu ce, repetiții, da, în total cam 7 luni a fost treaba asta, repetiții efective au fost vreo 3 luni jumate, pentru că noi am început pe 1 septembrie și premiera a fost pe 15 decembrie, ceva de genul ăsta. Primul spectacol, pe 15 ianuarie. Da, deci 3 luni jumate de repetiții. La 2 pe o bancă, de exemplu, toată treaba asta a durat mai mult, deși noi în repetiție am avut pauze, a durat un an de zile, pentru că acolo am făcut și am refăcut obsesiv de nu știu câte ori adaptarea. Care a fost cel mai greu moment din cariera voastră și cum ați trecut peste? Cel mai greu moment a fost când am picat la master. Da. Aveam o părere foarte bună despre mine din 3 ani de facultate și am frecat-o, efectiv, am frecat-o la maxim, toată vara aia. Și am început să mă pregătesc cu 2 săptămâni înainte și când am intrat în școală și am văzut pe colegii mei care se pregăteau de 2 luni și rupeau dansurile, cântecele, monologele, tot, și atunci am picat. Și a fost foarte dureros, că îți dai seama, eram printre cei mai talentați din generația mea. Deci am avut momente lungi, luni de zile, când mi-a fost efectiv greu să mai pun piciorul în școală. Mi-era o rușine, îmi venea să... Bă, dar cum s-a întâmplat treaba asta? Adică să stai o vară, tocmai tu care ești atât de obsesiv și de profesionist. Păi da, dar tu asta nu știi despre mine, pentru că eu de atunci m-am schimbat. Și de atunci, am pus parul pe mine. În adevăratul sens al cuvântului, pentru că mi-am dat seama ce înseamnă trândăvia și unde poate să aducă trândăvia pe cineva chiar talentat și unde poate să aducă munca pe cineva poate mai puțin talentat și care, pe care trece pe hol să-i dă la tine salut, eu sunt la master, tu ce faci? Parcă erai talentat, a?
Știi? Așa te poate duce lenea în zona asta. Aia a fost, ăla a fost un moment foarte, foarte greu. După care a trebuit să mă duc la o, să fac masterul la o facultate privată, unde acolo lumea n-avea nicio legătură cu munca pe care eu o făceam și cu ce credeam eu că e munca asta. Adică în 2 ani de zile acolo n-am dat o replică ochi în ochi cu cineva. Asta doar așa ca să îți dai seama. Adică era o deprofesionalizare maximă acolo și atunci m-am simțit de tot căcat. Au fost 2 ani de zile în care m-au dat foarte mult înapoi așa ca încredere și ca... La mine cel mai greu moment, de departe cel mai greu moment, a fost unul care era în timp ce noi filmam sketch-uri, cred că era 2011. Atunci am intrat eu, 2011. Da, cred că era în iarna lui 2011. Bă, și la un moment, am avut un moment, ideea e că, nu știu dacă tu ți-aduci aminte, dar atunci scriam efectiv de la o săptămână la alta și era foarte mult, era enorm de scris. Bă, și a fost acolo un moment, pentru că ritmul era absolut, absolut infernal. Eu, nescriind cu nimeni, decât uneori mai colaboram cu Flick și așa, bă, efectiv am avut un moment care, deci terminasem încă o serie de asta de două zile jumate de filmări. Gândiți-vă că mă puneam în fața acelor foi albe și acolo nu era până maxim peste 12 ore, trebuia să am toate ideile pentru toate sketch-urile pe care urma să le filmăm, înțelegi? Ca să pot să comunic ideile și aia să facă decorurile și costumele și așa mai departe, dinainte ca eu să scriu textele, că nu era timp efectiv. Bă, și eram, deci eram, atât aveam capul de la băutură și de la iarbă, deci băgam băutură și iarbă, drăguline, bă, deci, bă, eram, aveam acolo o bucățică de 2-3 zile în care eu întotdeauna eram, bă, complet paralel, adică mă închideam în casă și băgam în continuu, în continuu. Asta, deci iarbă, alcool și concerta. Și asta era, asta era cocktail. Concerta e o chestie care te... E pentru deficiență de ADHD, deficiență de ADHD, m-a întâmpit, e pentru ADHD și asta te focusează foarte bine pe ceea ce faci în momentul respectiv, știi? Mai, efectul ăsta mai există și la alte pasiuni, la rege, nu? Mă rog. Deci am apucat să fac asta cu ideile și cu nu știu ce, le-am dat, după care trebuia să mă apuc de munca aia de zilier, aia de replică cu replică, cu nu știu ce, nu știu ce, și bineînțeles cu găsirea, asta era cea mai grea chestie, din toată treaba asta, că oricum era grea, găsirea finalului la fiecare. Practic fiecare sketch, dar bă, era ca un film să moară mă, chiar dacă era o chestie scurtă, trebuia să aibă un final, un aia de final, de nu știu ce. În fine. Bă, și cred că am scris acolo unul sau două și la un moment dat am lăsat pixul. Dar eram, ți-am spus, deci era învălmășeala asta, cap meu oricum, de la toate substanțele astea, de la morți. M-am lăsat pixul, bă, și m-am pus pe un plâns. Băi, drăguline, m-am pus pe, bă, pe un boce de ăsta singur acolo, pe un jelit de ăsta și urlam. Bă, nu, efectiv, urlam, nu mai pot. Bă, nu mai puteam. Bă, nu mai pot. Deci, efectiv, nu mai puteam. Era enorm. Doar și... tu scriei? Doar eu scriam, da. Da. Bă, în fiecare emisie care avea... Da, extraordinar. Sunt, da. Dacă treaba asta aduce și banca să-mi iau mașini și după aia să mă lau tot la ei, mașină, pe versuri trep. Așa. Flick m-a ajutat cam cu două sketch-uri pe săptămână, adică eu îi dădeam ideea și el venea cu replice. Da, dar da, el da, erau da, total da, 10 momente pe săptămână. Da, da, da. Bă, deci era ceva... Bă, și am început să plâng și zic că s-a întâmplat o chestie absolut superbă. Absolut superbă. Am lăsat alea deoparte, am plâns, pula mea, cât am plâns, nu știu cât am plâns, 5 minute, 10 minute, pe care am stat, așa, am zis, nu mai, gata, nu se mai poate, nu mai pot, trebuie să le pot. Asta este cea mai mare temere pe care am avut-o vreodată, să mă arăt slab în fața cuiva. Este pentru mine cea mai cruntă chestie care poate exista pe pământ, să mă arăt slab în fața cuiva. Ăsta cred că este și motivul pentru care până acum niciodată cu o femeie mai mult de... un fel de spectacol continuu pe care l-am persoana respectivă. Deci nu mă pot arăta slab. Rarele, au fost rare momente când față de maică mea m-am arătat slab. Bă, și m-am pus așa, efectiv, și am zis, bă, voi anunța pe toată lumea că efectiv nu am inspirație și că nu pot. Că nu pot. Am să apar, se va filma, am să apar și am să spun, oameni buni, nu pot. Acolo la filmare toată lumea. Bă, și m-am, să spun eu,
am acceptat gândul ăsta, știi, că voi face asta, că efectiv nu mai pot în pula mea. Păi după care dintr-o dată, dar fără să am, hai mă, dar totuși, dar după care dintr-o dată m-am ridicat, mi-am pus un pahar cu apă, după care m-am așezat și am început să scriu. Bă, dacă cu o liniște și dincolo de liniște, cu o plăcere, vezi ce? Adică după aia stăteam și mă gândeam, domne, faptul că am reușit eu să accept că pot să fiu slab și că pot să împărtășesc, exact. Că pot să împărtășesc cu cineva faptul că sunt slab. Mi se părea extraordinar. Chiar dacă, atenție, chiar dacă nu împărtășisem, înțelegi? Dar tot pentru mine. Creierul, înțelegi? Creierul a zis, ha, eu uite mă, te-ai arătat, m-am arătat slab în fața nimănui. Că eu după aia când le trimiteam, era ce? Ce mă, credeți că a venit mai repede? The same fucking bullshit. Uite, vezi? Vezi? Ce ziceam, pula mea? Putem să continuăm? Așa. Seriale preferate? Nu prea mă uit la drame, la seriale de drame. Mă uit numai la comedii. Seriale de dramă. Seriale de dramă, că sunt și ai seriale spus, de comedii. Da, ai spus seriale de drame. Nu mă uit la seriale de drame. Sunt seriale care au mai multe. De fapt există și asta. Așa. Urmăresc numai comedii, în mare parte. Am văzut foarte multe sitcomuri, îmi plac mult de tot sitcomurile și la un moment dat mi-ar plăcea mult de tot să joc într-un sitcom. Bă, nu știu, e chestia pe care n-am făcut-o încă în TV, gen. Adică am făcut în puii mei care nu era sitcom, am făcut Băieți de Oraș care nu era sitcom, am făcut Jurnalul unui Burlac care nu era sitcom, am făcut seriale și... Dar n-am făcut un sitcom, cum este That 70's Show. That 70's Show mi se pare cel mai șmecher, cel mai amuzant, cel mai bine scris, cu cea mai bună distribuție ever, foarte fresh, chiar și în zilele noastre. Este un serial, acțiunea se petrece în anii 70, în America anilor 70, și sunt niște puși de ăștia care locuiesc toți în pivniță, se întâlnesc toți în pivniță, acasă e unuia dintre ei. Și acolo a debutat Ashton Kutcher. Și Mila Canis. Și mă rog, mulți azi. Iată. Pe Mila. Da, care avea 15 ani atunci. Și a mințit producătorii care au 18 ani ca să poată să se sărute cu Ashton Kutcher, că erau combinați în serial. De acolo a început povestea lor. Futul în gură. Da. Da, eu o să dau un răspuns foarte mainstream. Nu mă uit la seriale. Și nu mă uit la serial. Bă, în această pandemie nu m-am uitat la niciun serial și nu m-am uitat doar la două filme. În schimb, a fost perioada care pe mine m-a îmbogățit cel mai mult din punct de vedere al culturii generale. Deci să moară însă dacă nu. Am avut zile, de exemplu, când m-am uitat pe reportaje și pe documentare despre al doilea război mondial, două zile. Nu, tu ai auzit ce am spus, mă? Bă, deci tu ai auzit ce am spus? Au fost zile când m-am uitat la documentare despre al doilea război mondial, două zile. Te bat într-o oră, patru ori. Oh, fuck. Ai văzut Joker până la urmă? Nu. Nu. Astea sunt două amprisă, Joker și Miracolul din Cerula 7, sau nu mai știu. Mi-a zis și maica mea că trebuie neapărat să văd. O să dau și eu un răspuns acum. Seinfeld. Da. Iubesc Seinfeld. Și MASH. Atenție, în România, până în momentul de față, nu s-a făcut niciun sitcom. Până acum în România nu a existat niciun sitcom. A existat unul, Tanti Florica. Tanti Florica era filmat și în sistem de... Păi, să merte Dumnezeu, bă, sitcom este o chestie care începe luni dimineață la 7, da? Și se termină vineri, noaptea, la 1, 2. Și se difuzează sâmbătă sau duminică. Asta înseamnă un sitcom. Sitcom mutată, se repetă. Performanță. Seamănă foarte mult ca și stil, ca și joc actoricesc, cu teatru. Da, dacă mult. E și cu live, cu public live. Da. Așa ar fi ideal. Bă, uite, deci dacă nu povestesc asta, mă... Lumea nu crede că e live. Nici noi nu credem că e live. Deci, bă, dacă nu povestesc asta, mă... Ție ți-am mai povestit-o, cred.
când mă duceam eu, eram student și mă mai duceam, mai jucam ba în fete cu lipici, ba erau niște sitcomuri dintre astea, știi? Da, până am renunțat să mă mai duc la orice fel de casting. Nu luam niciun casting. În fine. Și mă duceam pe acolo și mai aveam un rol de ăsta episodic sau așa. Păi și la un moment dat, prima dată când am ajuns, ăsta a fost șocul meu direct. Deci prima dată când am ajuns, am parcat acolo mașina, aveam un Matiz. Am parcat Matizul, nu știu ce. Păi și la un moment dat, mergând pe acolo, erau așa, gândește ca niște barăci, știi? Adică aici era studioul principal, aici erau niște barăci. Într-o baracă se schimbau actorii, în altă baracă actrițele, în altă baracă era machiajul. Da, păi și era o baracă și de acolo se auzea așa. Din ce mi-a zis, erau vreo 6 oameni, 7 oameni, așa cum auzeam, știi? Bă, îți dai seama că n-am putut să nu mă duc să văd ce era acolo. Bă, deci era o baracă. Era vară, era foarte cald, ușa era deschisă. Și acolo era un televizor, cum e ăsta, înțelegi? Era așa, o bancă în partea aia de lemn, o bancă în partea asta de lemn și acolo un scaun. Pe aceste băncuțe de lemn, cum sunt alea din zi, din sălile de sport, așa. Pe aceste băncuțe de lemn stăteau niște pensionari și niște pensionare care una croșeta, alta citea formula S, dar activități de-astea. Sunt profesioniști, sunt unii care sunt profesioniști. Și acolo era coordonatorul lor. Și atenție, pe ecran se difuza ceea ce se filma în studio. A, nu cred. Da, deci pe ecran era ce se filma în studio. Iar 80% dintre pensionarii respectivi nu se uitau, nici nu se uitau la treaba aia. Asta croșeta și nu știu. Și ăsta avea o chestie așa, știi? Făcea... Și ăștia mai... ceva mai, deci ceva mai rău ca și să strepezeți dinții, să-mi va pune. Hai de pula, mamă, și aveau, bă, da, aveau, crede-mă, aveau o abilitate ieșită din comun, că era, dar nu știu cum își dădeau seama totuși, cred că făcea ăla ceva diferit, pentru că din când era, mai făcea câte una, alea erau cele mai siniste, sau da, așa, alte întrebări, stimați telespectatori și spectatori. Cât timp a trecut din momentul în care am început această agonie? Primul a început o oră. Mamă, o oră a trecut. Oara asta am filmat 2 ore, ești nebun. O să predai vreodată lecții de actorie? Nu. N-am răbdare. Bun. N-am răbdare, trebuie cineva generos, da. Gen care să facă asta. Eu fac asta întotdeauna cu ei la repetiție. Da, nu știu dacă am talent pedagogic. Dar ești generos, măi! Da, mulțumesc, scumpule. Tu chiar te... Auzi, mă? Da. Dar ce faci? Schimbi și încălțările? Gata, acum o să fie o schimbare... generală. Radicală. Când faci biografia lui Ceaușescu? Biografia lui Ceaușescu... Biografia lui Ceaușescu, în această pandemie s-a întâmplat un lucru extraordinar. M-a sunat doamna care a produs autobiografia lui Nicolae Ceaușescu. Dacă poți să crezi așa ceva, un documentar de 3 ore făcut de domnul Ujică, pe care eu l-am văzut, chiar îl și pe de-o ăsta, adică dacă mă uit acum la el, eu pot să spun care e următorul cadru, adică e la nivelul ăla. Și doamna este foarte, foarte interesată de treaba asta și ce este extraordinar este că dânsa are foarte multe alte materiale pe care le-a avut pentru acest documentar de 3 ore care nu au fost văzute niciodată de nimeni. Și urmează să ne vedem, doamna sau nu știu dacă am voie să spun. Deci, fraților, credeți-mă, puteți să ieșiți din live sau ce morție puțin mai încolo. Deci dacă nu vedeți cum apare ăsta acum, bă, deci este efect, bă, deci este, bă, circul Globus. Bă, a venit circul în oraș, bă, mâncați aici sufletul. A venit circul în oraș. Dar cred că totuși el, cred că el este, el e trendy. Bă, ești trendy, să știi. Da, bă, pe normal. Bă, dar tricou nu spui? Ce? Nu spui tricou? Nu. E fără tricou? E fără tricou. Fraților, deci ce urmează? Și cum, o ții desfăcută așa cum e acum? Da. Vai. Mihnea, e ceva muzică, nu știu. Facă și el intrarea cumva asta. N-am pregătit.
Atent, stai, nu. Înainte de toate, spune-ne, dar vorbește mai tare, se aude, lăsa. Da, te rog. Stilistic vorbind un pic despre cum ești tu acum. Combinator anii 90, București, de da, valută. Da, dar pentru momentul ăsta ești trend, adică pentru zilele noastre, adică ieși așa pe stradă? Da, se poartă în anii 90, da, mă, da, normal că aș putea. Ai ieși așa pe stradă? Da, bineînțeles. Ești invitat urmă. Ia zi băiatul, cumperi niște lire? Să băiatul niște lire? Bă, dă, auzi mă, dă-i o bors, ia. Așa, mâncă-ți. Adibas. Hai, s-a ajuns departe, mă băiat. Cumpărați niște bluși, băieții. Deci tu-ți dai seama că noi suntem atât de pârliți, că n-am făcut niciodată nimic pe YouTube ăsta. Atât de idioți și de pârliți suntem, încât n-am putea să, niciodată să monetizăm ceva. Deci tu practic aici Adidas și aici Reebok, mă bucură. Și aici Nike. Și aici Nike. Așa. Și eu, uite, bine, așa sunt tot Nike, cumva. Iată. Așa. Bun, mai departe, da? Mai departe, scrie în carte. Care este safe place-ul în situații de criză? Safe place-ul. Ce mă, safe place, adică... Adică locul în care cumva raiul tău personal. Închis în casă, în compoață. Da, și al meu era ăsta cu închisul în casă, până mi-am dat seama, cumva am realizat asta chiar în timpul lockdown-ului, mi-am dat seama că... Atunci când sunt într-o perioadă de criză și mă izolez, fac cea mai mare greșeală. Izolarea de viața reală, când am o belea, când mă supără ceva, când mă supără cineva și... Iată, mă, știi cum a sunat îmbrăcat așa fiind, când ai spus, când am o belea? Deci ai fost, bă, tru. Da, nu, da, când am un impas, când sunt într-o contradicție, când... În general este greșit să te izolezi de lume. Să rămâi doar tu cu tine, pentru că atunci își face apariția și mai mult orgoliu, își face apariția ego-ul care se dilată și demonii și te hrănești cu tine însuți. E ca și cum ai trăi hrănit prin hrănit artificial. Da, pentru mine totdeauna safe place-ul a fost cumva la mine acasă, pentru că eu am fost extrem de închis și izolat de-a lungul timpului. Bă, apropo de treaba asta, a fost o seară, la începutul carantinei, sau mă rog, așa, între primele seri, da. Tu știi că eu am treaba asta întotdeauna cu, să am provizii de mâncare, să-mi fac provizii de mâncare, așa. Așa, să am alea trase, așa, să fiu acolo în siguranță, că așa devin creativ. Și a fost într-una dintre primele seri, deci aveam conserve, nu știu, și așa mai departe, afară și ploua, asta era super, exact cum îmi place mie, și la un moment dat, având geamul un pic între deschis, era noapte, am auzit tot asta, știi? Vă rugăm să rămâneți în casă, vă rugăm. Bă, deci am avut erecție în momentul ăla, deci era tot ce am visat eu vreodată, înțelegi? Să fie acolo, să simți tu așa, știi, într-o oarecare siguranță și... I'm gonna rule the world from here! Pinky and the Brain. Da, deci safe place-ul meu este la mine acasă și safe place-ul meu emoțional sunt părinții. Clar. Nu știu ce aș vrea completa. Te pup, mama. Îmi mulțumesc de viața care mi-ai dat-o și vorba aia că mi-ai făcut un tot moment. Și vă mulțumesc lumea ta. Care este, cum consideri că... Româna mamă, să româna tată. Să româna mamă. Să româna mamă. Deci vedeți că asta a fost primul dațiar sta bine, ghe. Deci, asta a fost să româna mamă. Bă, dar cu asta un primul cu țiar sta bine... Po da ce asta vine ge într-un șeta. Doi, deci prima oară, apropo de băiatul ăsta, de Ștefan de la Craiova. Am făcut niște story-uri asta iarnă când l-am descoperit. Cine ăsta care face asta? Apropo de asta, da, am făcut eu un story și ziceam, bă, nu mi se pare amuzat, mă, băiatul. Deci băiatul ăla chiar nu mi se pare amuzat. Dă-o morții că face același căcat tot timpul. Bă, acaparase TikTok-ul, adică bă, deschideam TikTok-ul, bam, primele clipuri erau cu băiatul ăla și zic, bă, de ce e amuzant? Vezi că asta, că pierzi în pula mea legătura, nu mai înțelegi, bă, de la Nicușor, de la Brăila, care era
creator de content în pula mea. Între primii mari creatori de content în România. Da. În domeniul ăsta, știi? Din breazla asta. Să ajungi la, da, ți-ar sta bine, și după care mi-am dat seama de ce e genial, mă, mâncați aici, pula, dar pentru că nu-l înțelegeam, vezi, judecam și nu înțelegeam. Băiatul ăla găsește tot felul de valențe, mă, băiatul. Băi, la strofa aia pe care o cântă el de fiecare dată, adică, adaugă, adică, face... Păi asta, mai întâi era, da, ți-ar sta bine, o făcea mai scurtă și... Zicea, într-un șepta ar, dar atâta, nu, după care s-a ajuns la hard rock. La Dragoia. După care s-a ajuns la Dragoia. Nu, el tot improvizează, tot găsește tot fel de modalități, vezi, să perfecționează. E artist, pula mea, dar acum îl înțeleg. Este diferită actoria cinematografică de cea teatrală? A, e baltar. Complet, da, complet. Păi, la bună, puțin. Să mai găsesc o întrebare. Da, uite, pot să răspund eu. Nu pot să zic că am făcut cinematografie, dar eu m-am lovit de televiziune încă din timpul facultății, de când abia trecusem anul 3 la facultate. Și într-un fel înveți să joci teatru și când ajungi la televiziune, în general, pe scenă ești mult mai liber. E jocul mult mai amplu. Ca și spectatorul din ultimul rând să vadă și să înțeleagă. E, acolo m-am lovit la televiziune că nu mai eram atât de liber și gen, dacă făceam atât, stricam cadrul și, mă rog, este un alt fel de a-ți direcționa energia, de a-ți conserva energia. E o muncă, după părerea mea, e o muncă titanică și cumva foarte greu, pentru că, la fel, tu nu tragi o poveste de la început până la sfârșit. Tu s-ar putea să tragi mai întâi în film, zic, sau în televiziune, să tragi momentul în care ți-a murit mama și după care tu trebuie să revii la început, după care să te duci la secvența respectivă. E foarte mult, pe părerea mea, ar trebui să se studieze și în facultate chestiile astea complet, pentru că este un... Actoria de teatru este o profesie, actoria de sketch, actoria de sitcom este o altă profesie, iar actoria de film este cu totul altă profesie față de aceste două, care între ele mai au, să spunem, niște puncte niște puncte comune. Actoria de film nu are, poți să spui că are ca și punct comun adevărul. Uh-huh. Asta este chestia care le leagă pe toate trei. Momentul în care ai adevărul interior. Dar la film este foarte, foarte multă tehnică. Bine, și la teatru este tehnică, dar o tehnică aparte. La film sunt foarte multe chestii pe care trebuie să le iei în considerare și mai e o chestie. Cred că poți să devii un actor bun de film atunci când reușești cu adevărat să ajungi în punctul acela în care să înveți să-ți economisești energia. Păi, pentru că tu într-o zi de filmare, de fapt, joci din 12 ore 15 minute. Da, poate. Sigur. Efectiv, tragi duble și nu știu ce. În rest, se aranjează, să aia, să schimbă, se poziționează, să nu știu. Tu trebuie să înveți să nu... Că dacă tu stai 12 ore consumându-te acolo și aia, înnebunești. Nebunești. Și chiar dacă mergi pe o chestie gen method acting și așa mai departe, când timp de 12 ore, tu practic rămâi personajul respectiv, tu chiar și momentele în care nu ești la cadru și așa mai departe, trebuie să-ți alegi acele stări care sunt niște stări liniștite ale personajului, nu niște stări care să te... Pentru că altfel după 3 ore ești terminat. Da, eu la început la asta, de asta m-am lovit. Adică în timpul când nu eram la filmări, dar eram acolo pe set și nu filmam, făceam ca toți dracii pe acolo. Mă agitam, vorbeam cu toată lumea, dădeam din energia mea și așa mai departe și mă trezeam la cadru, că eram vai de steama mea și zic, bă, ce se întâmplă? Și cu timpul am ajuns foarte liniștit, ba chiar cu prețul ca oamenii să vă judece unii dintre ei, să zică, bă, dar pal dracu mai ieși ăsta. Al dracu român și jupunul nostru. Stai așa că nu pot să... Deci, uite, asta este o chestie, eu nebunesc. Yeah. Vezi, ia acolo o întrebare. Zice așa. Păi nu trebuia să vedeți aia. Păi nu, de întâmplător, deci m-am uitat la Vlad și mi-a zis că făceai tu acolo, tu trebuia să nu faci. Uite, care fute mai mult, Drăgulin sau Benteac? Deci nu vorbim despre niște chestii profesionale, mai devreme am vorbit despre noi, în vedere emoțional și ce mai departe. Problema știi care? Că pe internet nu există această chestie. Dom'le, eu sunt
Popescu, Gheorghe, da. Și vreau să adresez... Nu, este un cont care se numește Carpe Mickey Mouse 85. Păi asumă-ți, bă, această întrebare. Și dacă tot am citit-o, cine fute mai mult? Nu știu, habar n-am. Vă zic eu, Drăgulin. Nu stăm. Drăgulin, că eu am ajuns în punctul ăla de celebritate și de nebunie, în care am senzația că absolut orice femeie sigur caută ea ceva la mine. Ori caută să devină și să aibă și ea notorietate, ori caută bani, ori caută aia, ori caută aia. Tu fii în pielea pulii. Uite, vezi? Aia. Da-ți iar Sabine! Vezi că ai niște scale, Mihnea. Păi știam de la căștile astea se dezintegrează. Așa, ce mai avem? Întrebări? Cum arată femeia ideală? Bă, uite, am putea să facem o chestie foarte șmecheră. Tu, făcând și grafică și pictură, am putea să... vorbim fiecare dintre noi să luăm așa. Luăm de la păr, la ochi, la nu știu ce, după care tu să te uiți încă o dată pe înregistrare sau așa și să încerci să ne compui la fiecare de punct de vedere grafic imaginea respectivă, cum ar arăta. Hai să o luăm așa. Săracul pui la treabă. Da, e foarte, foarte bună întrebarea și mi se pare o chestie extrem de serioasă de vorbit într-un live. Înălțime. Cam cât mine. Cât mine. Sau puțin mai mică. Cât ai? 1,76 ceva de asta. Ia. Suntem la fel. Da, suntem cam la fel. Dar eu am 1,81. Suntem la fel de... Nu. Cred că avem un 1,78. Cam da, 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 cam așa, cam așa. Și de ce ar trebui să aibă cam? Să fie puțin mai mică decât mine. Na, 1,75. Da, eu o să zic un 1,70 maxim. Adică mie îmi plac astea minioane așa, știi? Da, 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 da. Da, vezi că le poți și manipula mai bine. Dar vezi tu că așa... Dar vezi tu că așa la rece, așa la rece putem să vorbim cât vrem și să ne descriem persoana ideală cât vrea. Păi e la rece. Așa, bun, înălțime, așa. Ok. Păr. Șaten. Cumva coafată ca în anii 80, îmi plac mult coafurile alea din anii 80. Deci, basically, Ilona Prezoian. Nu, 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 nu. Îmi bancă. Aia care cântă... Maria Magdalena. Sandra. Uite, aia e o tipă. Mai concret. Aia e o... Sau Costa, nu? Aia e o tipă care îmi place mie foarte mult. Aia Michael așa, Crenn. Genul ăla de frumusețe obzecistă, așa. Hai dați Google, dați Google. Decadentă. Așa, eu o să zic la păr o tunsoare mai scurt, așa, gen bob, și părul să fie des și foarte greu. Așa, da, da, da. Greu, da, așa, da. Știi? Să-l simt greu. Și aș zice, dacă aș avea de ales, brunet. Sânii. Potriviți. Dacă n-am nimic împotrivă nici cu sânii mari, nici cu aia mici, dar... Eu oricum doar să mă înțeleagă și să mă iubească oricum. Să fie oricum domnitiză, să aibă, vă rog, deci, e o problemă legată de sâni, frate. Care e? Bă, problema legată de... Este o problemă legată de sâni este că aș vrea de... Problema legată de sâni este că, bă, sânii trebuie să potrivească totuși cu femeia, bă. Deci mie mi s-a întâmplat toată o chestie absolut ieșită din comun. Deci m-am... acum ani de zile, știi? Și vedeam cu o tipă, nu știu, și la un moment dat ne-am văzut vreo 3 luni, 4 luni și ne-am văzut într-o cameră de hotel. Bă, bă, în momentul în care a intrat în cameră, deci gândește că ea avea, cred că, 1,65 m, înțelegi? Și era extraordinar de slabă. Era foarte slabă. Adică slăbise între timp, nu era, placa astea mai voluptoasă. Și era foarte slabă. Băi, deci și-a pus silicoane, drăguline, bă, dă efectiv toți banii pe care nu i-a avut. Adică și-a făcut, s-a îndatorat pe o viață. Bă, deci eu, prima dată, știam că prima dată, zic, bă, dar cum stai în picioare? Adică era, mi se părea foarte greu să stai în picioare cu astea. Bă, și mi s-a părut, vă dau cum spune, bă, disgrațios. Bine, n-am putut să-i spun treaba asta, așa, dar a trebuit să... lucrez. Da, bineînțeles, e vulgar. Bă, dar nu-i vulgar, mă. Există femei care le stă bine dacă își pun silicoane mari, dar altora nu le stă bine. Vulgar, vulgar în sensul în care depășește cumva limita aia morală, a vieții, a... Da, mă, deci sânii trebuie să fie potriviți, ai spus, da? Da, da. Eu zic așa, la înălțimea pe care am spus-o și așa cum vine cu părul și cu nu știu ce, trebuie să se integreze bine în palme. Știi? Poate dar să fie... Chiar, și să nu fie, bă, să nu fie tari. Să nu fie tari, ca mai întâlnit și ea. Să fie așa moi. Mie îmi placă ea tari. Mie îmi plac să fie tari. Placă ea tari? Da. Că ești tare, mă. Da, mă, ideea e că în momentul în care apuci, știi, să spunem, da, de ce vorbim, când apuci de... Când, știi ce înseamnă tare? Apuci de sfârcă.
știi? Și când faci așa, când faci așa, bă, judecă, bă, că am vorbit și chestii culturale în până aia. Am început cu Edmondo de Amicis și acum am ajuns când faci așa, când spui. Dar să știi că, dar să știi că tot cu Edmondo de Amicis o să strigă și tot cu cultură. Deci când faci așa de sfârșit și faci așa, știi, și-l lași, el trebuie să facă așa un pic după aia, știi? Trebuie să aibă un joc. Trebuie să aibă un joc. Adică, da, o chestie gelatinoasă după. Că dacă după așa, și-l e. Eu nu țin neapărat la aspectul ăsta, la jocul ăsta nu țin. Adică eu oricum nu sunt o persoană pentru sân, eu sunt mai mult pentru fund. Așa, fundul. Îmi place fund. Mare. Mare. De brazilian. Și astea subțiri, glezdele subțiri, neapărat. Și mâini frumoase, eu am ceva cu glezdele și cu mâini. Și eu am cu picioarele, adică acolo trebuie să fie foarte bine. Fiecare cu... Și ca greutate? Cu valabită. Da. Habar nu. Nu știu. Adică îți place genul mai voluptuos? Mai voluptuos, slabe. Da. De momentul în care vorbim de o persoană și cu un fund destul de mare, atunci vorbim de o persoană voluptoasă. Da, și eu zic. Adică pentru înălțimea ei nu să fie... Da, să fie voluptoasă. Nu-mi plac. La ochi. La ochi. Deci ochi, eu luam neapărat asta neapărat. Așa îmi place și la mult. Pleoapa de jos, umflată și proeminentă. Este absolut minunat. Absolut minunat. Da, acolo indiferent. A, n-ai o... Nu, n-am... Culoare? Nu, n-am nicio problemă. Absolut nicio culoare. Uite, o întrebare foarte interesantă. Care credeți că este cel mai bun lucru? Vedeți sau ce vorbeam aici și Mihnea? Da. Hai, uite, o întrebare interesantă. Mai interesantă. Așa. Care este cel mai bun lucru care s-a întâmplat în teatrul românesc? Să zicem, nu știu, în ultimii 20 de ani sau 10 ani. În ultimii 20, cel mai bun lucru care s-a întâmplat. Tu, în afară de tine. Băi, eu pot să răspund așa. Cel mai bun lucru care s-a întâmplat în ultimii 20 de ani pentru teatrul românesc este faptul că oamenii, într-o măsură extrem de importantă, s-au întors la teatru. Pentru că în anii 90 era dezastru din punctul ăsta de vedere. Era absolut dezastru. Pentru că, dintr-o dată, dintr-o societate comunistă în care programul la televiziune era doar despre partid și erau două ore pe zi, dintr-o dată oamenii vedeau la televizor. Pe unii vedeau pe Dinescu, vedeau reclamă la Agua Fresh, vedeau, să spun eu, unele care dansau lampada, înțelegi? Adică dintr-o dată televizorul îți oferea niște lucruri, să spun eu, pe care nu ți le puteai imagina cu ceva timp înainte. Și atunci oamenii nu mai mergeau la teatru, a fost o perioadă sinistră pentru teatru. Dar cel mai bun lucru care s-a întâmplat în ultimii 20 de ani este că, da, în măsură covârșitoare, oamenii s-au întors la teatru. Sările, la spectacolele bune și așa, sunt pline și arhipline. De exemplu, deci am zis că nu vorbim despre spectacolele noastre. Dinău cu Proști, e extraordinar de greu să vezi Dinău cu Proști la Național. Și nu numai, am dat așa că mi-a venit asta prima de ce? Chestie. A, că e greu să iei bilet sau... Vai de capul de zilele mele. Și sunt foarte multe. Și la spectacolul lui, la Pădurea Spânzuraților, la fel. Și la, poftim, uite, că suntem la teatru de comedie. La Fierari, de exemplu, e foarte greu să găsești bilet. Și sunt săli arhipline, arhipline. Și la toate teatrele din București, și la Bulandra, și la... Sunt spectacole care fac săli arhipline. Sunt și spectacole care nu fac săli arhipline, dar un spectacol bun. Da, uite, a zis-o el, gata. Eu nu știu, de exemplu, eu nu știu ce s-a mai întâmplat. Drăgulin, această umbră a lui Bendeac în București. Da, și câinele lui Bendeac și... Da, oamenii au senzația că noi mergem, tot timpul împreună sau că suntem... Nu e așa. Da, nu e așa. Ce părere aveți despre muzica trap? Aici răspund. Deci eu nu înțeleg. Pot să spun un singur lucru, că și o să fac și un pipi în timp ce vorbesc despre muzica trap. Deci singurul lucru pe care pot să spun este că mie îmi repugnă total orice manifestare care ține de materialism, de mercantilism, în momentul în care, bă, mamă, de când voiam să spun treaba asta. Zic. Deci, imaginează-ți unul, da, într-un sat, da? Mi se pare că ți-am mai spus. Deci vine unul într-un sat, coboară de mașină, înțelegi? Mașină, nu știu, la mea, una de 60.000 de euro, de nu știu ce, un mega Audi, coboară de mașină, împreună, deci are în picioare Balenciaga, tricou, zi un tricou, nu știu. Da, Versace. Un tricou Versace, pula curea de la Gucci, aia, deci din cap până în picioare, nu știu ce, are și o poșețică de la zi, așa. Orice ar fi. Orice ar fi. Bă, și coboară, înțelegi? Unul care spune că era din satul respectiv sau ceva de genul, s-a dus la muncă sau la furat sau la... Și coboară de mașină, drăguline, și pe să facă așa. Nicule! Ha? Băi!
îi ți-ar familia 600 de euro, mânca mea, pula să-mi o mânca. Da? Bă, te uiți la personajul respectiv și nu poți spune altceva despre el decât că este un cocalar. Da. Bă, un cocalar infect, o persoană lipsă de orice urmă de educație, de bun simț. Ăia trec pe lângă el, pentru orice om trece pe lângă el și zice, mai dă-te mă, pula mea, și cu mașina ta și mă piși pe cureau, că dă-te morți. În cazul ăsta măcar e verificat, adică material poți să vezi că le are. Dar majoritatea ăsta care are. Cântă despre domne, ele domne, nu le au. Da, mă, lasă-i pe. Le are, da? Da. E, orice om care trece pe acolo este enervat de chestia, vine unul la tine și spune, uite bă ce mașină am, mă, da, piși pe mașina. E, dacă vine un producător muzical, înțelegi? Da. Și zice ăla, bă, ție-ți lipsește un pic de sos, mă, înțelegi? Și pune muzică trap peste mașina ăluia, da? Și acest, Valeri, ia uite mă, trăiță pe bă, Vasile, ia uite bă, curea de muscare. Și pune chestia asta pe muzică trap, așa. Dintr-o dată, ăia. Zic, wow, da, mamă. Da, corect, mamă. Corect, sunt de acord. Da, bă, vreau, deci, vreau și eu. Deci ca să te uiți la unul de ăsta, înțelegi, și să-l aplauzi și să cazi în cur la așa ceva, bă, 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 tu te gândești în pula mea cât de lent trebuie să fii tu ca persoană să accepti o astfel de manifestare? Da, dar... A, poate că unii, poate că unii pe muz, pe muzică, trep, pe pula mea, pe trep, pe rep, pe murs, pe ce-o fie, poate că sunt talentați, bă, poate că au un flow bun, poate că tehnică bună sau așa, bă, dar sunt foarte mulți care să moară ăsta, bă, n-au, bă, bă, chiar dacă eu nu înțeleg genul, bă, nici măcar asta n-au. Da, bă, da, da, uite, că bă, asta e înțeleasă prost la noi. Și uite, de-aia... vorbește despre treaba asta când mă piși. Nu prea, adică nici nu știu cât aș putea să dezvolt pe tema asta, habar n-am. Da, da, da. La unii este flagrantă dorința de a se îmbogăți sau de a fi celebri mai degrabă decât din dragostea pentru muzică. Iar asta se vede și la noi. Cine face asta doar pentru a-și căpăta fani, doar pentru a fi celebru, doar pentru a fi popular, se vede, e flagrant. Cine face trap din dragostea pentru muzică în general și oricum cine face trap a făcut hip-hop înainte, adică sunt oameni și copii care au crescut cu hip-hop, au crescut cu rap, sunt documentați și acum, da, într-adevăr, e chestia asta cu trapul, dar poți să-l faci să sune bine. Uite, cum e Travis Scott, cum e Nane la noi care sună foarte bine, cum e Shatra, adică oameni care sunt genuine, știi, adică, da, înțelegi, care sunt organici, frate, să vede că, da, chiar dacă fac trap și chiar dacă vorbesc despre Versace, să vede că din dragostea de muzică, pur și simplu, da, Nane e de atâta timp pe piață, spre exemplu, știi? Și boom-ul a fost de curând, cumva. Dovada faptului că omul ăla chiar iubește muzica și a făcut asta, știi? Dar în zilele noastre, asta, se observă că cumva lumea face asta dintr-o altă dorință, nu din dragostea de muzică, nu din dragostea față de artă, nu vor să spună nimic. Sunt pur și simplu forme fără niciun fel de fond. Fix asta ar putea fi concluzia. Forme fără fond și... Lumea n-ar trebui să mai acheseze, adică lumea ar trebui să fie puțin mai conștientă și să nu mai fie atât de permeabilă, că și asta observ astăzi, știi? Că lumea a început să devină permeabilă la orice căcat. Faci un căcat, lumea lânghite, frate. Știi? Și asta mă revoltă puțin, că se vede că nu mai e gust, pentru că nu mai e educație, de fapt. Și de asta poate să pătrundă absolut orice. Lumea nu mai are un filtru. Lumea nu mai zice... Educație, că urma să te întreb o chestie. Spuneam că lumea este... Iată-mă, nu mi-am făcut și o labă. Este absolut nicio problemă, nu este absolut nicio problemă. Ce bine a fost. Da, mă, spuneam despre lipsa educație. Ok. Da, despre asta. Bun. Așa. Iată, s-a consumat acest subiect. A, ceva, cineva sfaturi pentru admitere la teatru? Bă, eu nu cred că sunt, eu nu sunt... Da, să zic, schimbă-te. Uite și schimbă-te. Nu, nu, mai stau pe sistem așa că... Nu mai poate tata. Dacă tot m-am schimbat capcoadă, mai rămâne. Eu de fiecare dată la chestia asta răspund același lucru. Și anume, să nu facă cineva această greșeală, să considere că examenul la teatru este un examen de actorie. Este exact cum se întâmplă în cazul examenului la medicină. Nu te duci la examen la medicină
ca să dai examen de cum să spun eu, de doctor. De medic, nu, da. Nu te pune la să tai pe cineva acolo să vadă dacă ești bun la asta. Așa și la actorie. Nu trebuie să fie examen de actorie. Trebuie să-ți alegi un repertoriu care să spună niște lucruri despre tine, adică să-ți fie pe amploa, cum se spune, să-ți alegi niște poezii și un monolog sau așa, care să fie... care să-ți fie, să le simți că sunt ție apropiate din multe puncte de vedere. Lumea vrea să te vadă pe tine. Pentru că dacă ei vor vrea în momentul ăla ceva de la tine, îți vor da o anumită temă. Da? De improvie. Spune asta ca și cum mama ta tocmai te-a anunțat că te dezmoștenește. Spune asta că... Deci nu încercați să fiți acolo actori, pentru că sunt foarte mulți care au picat din aceste considerente. În altă ordine de idei, nu alegeți să faceți treaba asta decât dacă simțiți că altceva nu se poate face. Ca altceva nu puteți face. Nu faceți treaba asta făcând și o altă facultate în același timp. Nu poate să existe decât asta și să vă asumați că s-ar putea să fie înspăimântător de greu să vă faceți loc, mai ales dacă sunteți actrițe, pentru că, și nu spun asta dintr-un soi de misoginism, spun asta pentru că, în general, rolurile de femei sunt mai puține. În Scrisoarea pierdută sunt 10 roluri de bărbați sau câte sunt 9 și un rol de femeie, Zoe. În Krecinski, de exemplu, ca și în literatura dramatică, în Krecinski, de exemplu, sunt două actrițe și restul 9 bărbați. Da. În Bani din cer sunt 2 actrițe și 5... Da. Doi pe o bancă, să spunem că e 1-1. Cred că ar fi bine să adresăm puțin ce se va întâmpla cu teatrul în continuare în perioada asta. Bă, din păcate, din ceea ce am înțeles, că asta vorbim și cu Vlad înainte să înceapă, în mod real, nu. Se pare că nu se va putea juca în condiții normale, complet normale, până în martie, poate, nu știu, februarie, anul care vine. Când spun condiții normale, mă refer la condițiile normale care trebuie întrunite, cel puțin pentru spectacolele în care jucăm noi, care sunt spectacole de vibe, de schimb cu publicul, sunt comedii. Sunt comedie. Ceea ce cumva noi nu putem să jucăm aceste spectacole cu oameni răsfirați, pentru că nu se creează niciun fel de legătură între ei, sunt spectacole de atmosferă și de stare. Și se pare că nu se va putea juca până atunci. Dacă, printr-un miracol, se va descoperi un vaccin, dacă prin miracol, pur și simplu, al doilea val sau așa nu va veni, poate că se va întâmpla mai devreme. Oricum, nu mai vreau să mai vorbesc despre treaba asta, pentru că este ceva care pe mine mă depresează cumplit. Deja sunt... consider că toată lumea ar trebui... Dar nu segui în următoarea întrebare, dacă tot te depresează, cum ascunzi efectele depresiei? Așa de bine. Cum le ascund? Da. Adică, persoana respectivă are senzația că nu se vede... Ce mă, la mine nu se vede că când sunt trist, când sunt depresiv, când sunt defazat. Mai devreme că nu vrei să apar slab. E ultimul lucru pe care îl vrei. Da, efectiv este o mască. De foarte multe ori este vorba despre o mască. Nu pot să... Astăzi, de exemplu, până în... Bă, cred că până foarte aproape să ne vedem și așa, bă, am avut o stare complet de căcat. Complet de căcat. Acum, de exemplu, mă simt foarte bine. E așa, la... Da, eu nu pot să zic că te-am văzut vreodată praf. Depresiv și așa, adică... Nu e ca și cum vreodată ți-am arătat ca și praf. Păi, asta zic. Plus că de multe ori când sunt praf, nu mă arăt în niciun fel. Da, adică eu cumva fiind cam cel mai apropiat care te-a văzut în toate... felurile stările și de toate stările de agregare, știi? Cu ce actriță de la noi... Te-ai fute. Bine. Hai mă, zi. Ok. Mă rog, continuă. Hai mă, zi, mă, bine. Doamne, cu ce actriță de la noi... I'm not co-blocking you. Zi. Cu ce actriță de la noi ați fi vrut să jucați și nu ați avut până acum ocazie? Carmen Tănase? Bă, nu, a fost... A fost mama mea în Băieți Dragi. Ah, corect. Care n-am lucrat niciodată. Doamna Mariana Mihuț. Ia bagă și tot. Da, fix la asta mă gândeam și eu. Da, tot da, Mariana Mihuț. Hai să dă acum comentarii. Da. Gata, explodează live. Da, fă. Se duce sus. Sus! Da. Mai știi ce mă speriam de pisica aia la Băieți Dragi?
A? Mai știi ce mă speriam de pisica aia la Băieți de Oraș? Deci cred că tu... Eu, no, 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 eu, no, 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 ai rămas tripat cu treaba asta cu pisicile? Nu vreau, nu. Iau un pic în brațe, pisicile, mă. Nu, hai, mă, dar o să arate senzațional cu training. Dar nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau. Nu, mie îmi plac câinii, nu-mi plac pisicile, mi-e frică. Termină-te, mă! Am făcut ca un pizdă să mă... Bun, după bă, această bă, acolo... cât a trecut, mă, de când facem? Stream-ul a început acum 1:36 de minute. Ma, bă... Hai să încercăm să o țin la 2 ore, nu? Ca să fie... Excelent, serios. Dar mai sunt, mai ai vreo întrebare? Păi mai sunt foarte puține întrebări, Benul, pe interesul sunt numai Caterin. Adică? Ia zi-o Caterin, cât de asta, hai să tot dă și pe Caterin, că-ți vedem. Ce mai zice? Ce fâlmă, pe mărbine. Trăcuie tope legale? Da, coaie! Alo! Da. Fă-mă că malul nu-mi pim. Bă, fă-mă că am o... Ia fă-l-olea că pe malonim. Ia-mi! Bă, voi știți ce mi s-a întâmplat odată, apropo de asta cu malone și așa, adică cea mai gravă întâmplare? Eram la Dristor. Kebab? Da. Acolo la... Tu te-ai în gură cu reclamele pizii. Eram la o șaormerie cunoscută din București. Ce mă, ți-au dat ție doi kebab acum? Nu, ai puțină răbdare. Și eram... Asta e că nu ne-ai spus unde era exact? Eram cu tovarășul la Socul. La Socul. Și ce-i mâncat? Și eram cu tovarășul meu, cu Ștefan Pavel. Și dacă... Așa, mă rog, un timp care arată ca un tocilar. Și eram la o masă. Și era... Da. Și stăteam la o masă. Și la un moment dat era o masă de-asta de bombardieri. Și la un moment dat vine unul să... desprinde unul din grupul ăla și vine așa lângă mine. Eu aveam, de-abia mi-a dusese tava cu mâncare. La pinge tava. Să-mi bat pula în morții tăi, dacă te suport eu pe tine vreodată. Băga mea și pula în părul tău. Și, da, nu, a fost grav vreodată. Atunci am crezut că mi-au bătaie, printre câteva momente din viața mea în care am crezut că mi-au bătaie de la emisiune. Dacă te suport eu vreodată. Dacă te suport eu vreodată pe tine, ce pula mea te porți cu ochelari și cu părul ăla pe cap, băga mea și pula, să mură dacă poți să te înghiți. Ești arogant așa, mă? Bă, deci s-a pus așa lângă mine, înțelegi? Ia zi-mă, băga mea și pula, în tine, unde vrei să-ți fac buzunar? Te tai? Ia zi, te tai? M-a căcat pe mine, îți dai seama. Bă, la practic eram cu Ștefan Pavel, pară practic singur. Lumea din jur s-a uitat, gen toată lumea și-a dat seama, adică m-au recunoscut, dar toată lumea era civilizată. În afară de aia. Bă, ia toți de acolo, bă. Lasă-l, bă, în pace, să mor tu, hai să mor tu dacă-l lași. Da, și ăla zice, taci, mă, dângur. Ia zi-mă, unde să fac buzunar? Ia zi, te tai? Scot la tine berceagul, ia zi, îl scot? Ia zi, mă. Și mi-a luat pula mea, mi-a luat un cartof cu aia după masă, din mâncarea mea, mi-a luat un cartof cu aia. Și l-a luat așa în gură și mi-a zis, ho, mă, că îți dau eu de la mine dacă vrei un cartof, dă-te pula mea. Și mă rog, am încercat să aduc niște argumente de-astea, mă rog, așa cât am sperat eu în umanitate. Dom'le, un personaj, vezi că n-are nicio legătură cu mine. Pula, de ce vorbești? N-avea niciun fel de treabă. Așa și mi-a zis, deci asta a fost cea mai nasoală, să-mi bat pula, mi-a zis. Hai, pupă-mă. Am pupă. Și am zis, coaie, nu te pup. Nu te supăra pe mine, dar nu te pup. Hai. Hai grijă, nu mai fi așa. Te-ai speriat în pula, mai vorbim și eu, nu mai știi de Caterin, că ești nebun la cap. Și, hai, poftă bun. Și așa, deci aia a fost, așa a intrat mâncarea mea. Și după care am primit o grămadă de mesaje de la lumea care era în jur și toată lumea. De la oameni care cumva arătau ca omul ăla, știi? Dar și ăia mi-au zis, bă, mi se pare extraordinar cu aia. Deci nu, e oribil ce ți s-a întâmplat în pula mea. Uite, ați fi vrut să colaborați cu Gheorghe Visu? Bineînțeles. Vlad, cum te-ai pregătit pentru personajul Malone? Păi, povestea personajului Malone este în felul următor. A plecat de la Mihai, care a făcut... Și acum hai să stabilim o dată pentru totdeauna bârfele astea care se învârt în jurul personajelor ăstora. Era... Cum a început ăsta cu Romy Roberto? Dacă ele că ele sunt inspirate din... Da. Așa, bun. Era
pe Facebook în perioada aia, o perioadă cu provocări, top 10 cărți pe care le-ai citit sau ceva de genul ăsta. Și să dai mai departe. Și să dai mai departe cuiva, da. Și Mișu a făcut o chestie, o parodie cu un cocalar, dar așa i-a ieșit personajul ăla. Care curul, adică aveam o pereche de ochelari pe masă și o șapcă în stânga mea și așa, mi-am pus aia pe cap ochelarii și pur și simplu a ieșit în mine chestia respectivă. Da, da, da. Și personajul ăla urma să devină Robi Roberto, dar era într-o perioadă, era incipient. Incipient. Și la un moment dat m-a chemat la el acasă, la el în bucătărie și am avut o discuție și mi-a zis, băi, uite, pentru că tu deja l-am pui mei, făcuse și întâlnirea aia, primul sketch cu Robi Roberto și Daniela. Întâlnirea. Și după care... Care este super, ăla este unul dintre sketch-urile mele preferate, bro. Da, și după care Mihai mi-a zis, băi, uite, am nevoie de un prieten pentru... ăsta, pentru Robi Roberto. Mi-am spus, am nevoie de un prieten, punct. Pentru o persoană... Așa e, așa a apărut persoana. Bună! Bună! Așa. Așa, și cred că mi-ai zis atunci ceva, bă, că trebuie să fie cumva prăjit în zona asta de legale și așa mai departe. Și că trebuie să-l cheme Malone, dar inspirat, după, și acum zi tu povestea cu Malone, de unde e. Da, mă, era, văzusem eu o chestie, era după un examen de bacalaureat, dacă nu mă înșel, și era unul care a venit rezultate și la nu știu ce, și a dat acolo un interviu, dar nu mai știu la ce interviu respectiv, la Pro TV, la știrile Pro TV, la, nu mai mi-aduc aminte exact. Și numele Malone vine de la o chestie care s-a întâmplat cu precădere în anii 90 și prima parte a anilor 2000, în sensul în care era un graffiti dintre ăsta unde scria Malone Muistu. Cum e acum Basarabia în România? Da, exact cum e Basarabia în România, bravo, cum e Basarabia, să privește cerul. Da, da. Deja mai evoluat cerul. Da, 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 da. Așa, era treaba asta cu Malone Muistu. Nimeni niciodată n-a știut cine a fost acest Malone, de ce era el Muist sau de ce era numit Muist, dacă era, dacă nu era, care e treaba cu această chestie. Și de acolo mi-a venit numele de Malone, eu gândindu-mă în felul următor, că de fapt acel Malone Muistu erai tu cumva, știi? Adică eu am adus treaba asta cu Malone Muistu cumva mai înspre zilele noastre. Că de fapt erai tu care la un moment dat, nu știu, l-ai supărat pe unul sau așa, da, și da, a zis, da, da, da. Ține minte ce spun eu, frate, că ține minte ce spun, că răzbunarea mea costește toată lumea. Da? Și ăsta era Malone, da. Bun, cât mai avem din această extraordinară? Da, extraordinar. Când putem să facem Bă, vreau să spun o chestie apropo de școală. Eu nu știu dacă este numai părerea mea. Deci eu, în momentul în care am fost în școală și în liceu, pe mine m-a revoltat atunci și mă revoltă și acum faptul că nimeni nu mi-a dat înapoi o cantitate uriașă de timp pierdut, care de la un punct încolo, hai să spunem că n-a fost neapărat pierdut, pentru că pur și simplu făceam altceva, făceam distribuții în imaginare, scriam sketch-uri și așa mai departe. Bă, în ore care nu aveau ce să caute în fața unui copil cu o structură umanistă, da? Ore de matematică, de biologie, de chimie, economie. Eu n-am nicio amintire că am făcut economie, dar știu fizică, că fizică. Bă, și ce mă revoltă cel mai tare este că profesorii trebuiau să se țină de un căcat de materie, da? Ne obligau pe noi să facem probleme de fizică, probleme de matematică. Deci era, bă, era un coșmar. Efectiv, era un coșmar. Și am descoperit cu stupoare, după ce am terminat liceul, după ce am terminat școala, că de fapt pe mine mă pasionează și fizica și biologia la și chimia. Dar în niciun caz căcaturile alea de formule. Și istoria chiar. Unde, pula mea, despre ce vorbim, frate? Că pur și simplu ni se predau niște lucruri pe care le învățam mecanic. Bă, și pe mine toate lucrurile alea, bă. Și mai vreau să mai zic o treabă, tot apropo de chestia asta. Foarte puțin s-a discutat despre problema bullying-ului în școală. Foarte puțin. Foarte puțin. Eu am trăit niște lucruri sinistre în școala generală. Am văzut întâmplându-se lucruri și mai sinistre decât alea pe care le-am pățit eu o perioadă. Și nu exista nici un fel de control, niciun fel de control. Era intrarea profesorilor, era intrarea elevilor,
era pauză, profesorii erau toți în cancelarie, acolo era legea junglei în cele mai multe dintre situații și sunt foarte mulți copii care au trăit și în continuare trăiesc o dramă apropo de treaba asta. Da. Deci mă piș pe ea de materie, mă piș pe tot ceea ce înseamnă am avut și profesori foarte buni și profesori care, să spun eu, știau să ne atragă în chestia asta. Dar mă piș pe toți profesorii pentru care treaba asta este doar o slujbă. Bă, și sunt absolut revoltat de faptul că eu nu am plecat din școală cu niște lucruri despre care acum știu pentru că m-am uitat. M-am uitat pe YouTube și am văzut niște vloguri foarte mișto de fizică. De exemplu, e un român, Cristian Presură îl cheamă, nu știu dacă ai auzit de el. Nu. Da, un fizician, Cristian Presură, care are un stil absolut superb de a-ți explica. Are și server de Discord, da. Pe bune? Da. Da, deci dacă poate să-i transmită cineva că îl salut. Bă, așa trebuie să arate și așa trebuie să vorbească un profesor, bă. Sunt două conturi de YouTube la care vreau, apropo de ceea ce înseamnă educație și felul în care trebuie făcută educația, mai ales la niște vârste fragile, pe care eu le urmăresc, cum să spun eu, cu acribia, aș spune, și le-am văzut toate videoclipurile și sunt căzut în admirația lor. Este Zaya Fett, unul dintre conturi, și cealaltă, Atenție Cadmere. Așa se face educație. Așa se fac, cum fac oamenii ăștia, Cristian Presură, Zaya Fett, Atenție Cadmere, și mai sunt, mai îmi pare rău că nu pot acum să-i spun pe toți pe care îi urmăresc. Așa se face educație, frate. Există o stea care se numește Beetlejuice, ăsta este numele ei, Beetlejuice, și care se pare că este pe cale să se transforme într-o supernovă, adică să explodeze. Dar în momentul în care noi vom vedea treaba asta și ea în momentul în care va exploda, noi vom vedea timp de 3 sau 4 zile pe cer, fie că este zi, fie că este noapte, vom vedea treaba respectivă. Și ce este absolut minunat este că ceea ce vedem noi în acel moment este ceva care s-a întâmplat în urmă cu 500 de ani, pentru că e distanță de 500 de ani lumină, nu știu ce, după care profesorul respectiv ți-ar fi spus că Eminescu în versurile lui a vorbit despre treaba respectivă la steaua care răsări, bă, și cumva îți arată niște imagini cu chestia respectivă, îți vorbește despre aia, vorbește despre soare, spune niște povești, spune niște povești frumoase. Treaba aia care explodat acolo este un fel de soare, dragi copii, căci soarele, ce crezi, are o durată de viață. Ce se va întâmpla în momentul în care soarele nu va mai exista? Știi că era un banc celebru cu unul care se duce la o dintre asta, de o conferință asta de fizică, de pula mea, stai și pe acolo în public, și la un moment dat, unul dintre fizicieni, nu știu ce, spune, soarele va dispărea, efectiv, ca și ăstea, peste 5 miliarde de ani. La care se zice, peste cât? Peste 5 miliarde. Oh, crezi că a spus 5 milioane. Absurd! Băi, ți-e timpul să vă dau de vedere că s-a cam de... Da. Bă, și n-am vorbit despre femei, bă, și n-am vorbit despre relații, bă. Dar mai avem săptămâna viitoare. Sunt atât de multe lucruri. We're gonna do this way. Deci, între timp, vă dau o temă de gândire. Bă, fraților, nu vă lăsați... Nu vă lăsați duși în această chestie cum că femeii trebuie să-i faci curte, iar ea trebuie să se lase greu convinsă. Mulțumim, Ionuț Florea. Mulțumim. Cine e Ionuț Florea? Ne-a dat 10 roni. Din Supercell. Se pare că erau active, eu le-am oprit, dar se pare că erau active. Ne-a dat Ionuț Florea 10 lei. Mai dat și mai devreme ne-a mai dat 10 lei. Tu vorbești serios? 20 de lei, ne-a dat 20 de lei, da. A, bă, dar cum poate să ne dea cineva bani, 10 lei? Deci dai seama cât de talentat suntem, măi, dar mă, dă-i 10 lei. Las, mă, Drăguline, ia-ți bă ușa urmă că ți-a stricat omul ăla. Și am primit 10 lei. Bă, să ne vedem cum, să-i dau bani înapoi. 10 lei. Da, bun. Da, super. Mulțumesc. Da, a fost super. Absolut extraordinar. Bun, de ce am purtat ochelari de soare, totuși? Eu când am intrat, ți-au plăcut ochelarii mei? Și Drăguline, nu mi-au plăcut. Am spus, Drăguline, ce-i cu... Ai avut o remarcă, ai fost siderat, ai fost într-un fel de ochelari mei și am zis, gata, rămânem cu ei. Da. La revedere, doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în acest debut. Dar ce poți să te simți așa, că acasă, de ce mă faci tu finalul, este? Păi nu, lasă-mă și pe mine, să vorbesc și eu cu telespectatorii. Vă mulțumesc și pentru întrebările deosebit de... Pertinente.
A, pertinente, alea cu te-ai prăjit malone și așa. Ne așteptăm și da, care fute mai mult, când ai făcut laba ultima oară. Că vă știu, eu nu le-am văzut acolo, dar pompariu. Dar pompariu că au fost niște idei pe acolo. Trimiteți-ne idei pentru Smash sau PES. Da. Deci atenție, trimiteți-ne pentru Smash sau PES. Care mai e, mă? Amnam. Deci pentru Amnam, deci Smash or PES, Amnam. În continuare, bineînțeles, întrebări pentru Q&A. Putem face orice, facem noi. Da. Care putere, vreau să vă aplaudiți canalele de Instagram, de Facebook, de YouTube. Ce să faci? Ce să faci? Plug. Să fac? Să faci plugin. Ce? Să plugui. Vezi că în filmele porno plug înseamnă altceva. Ne-am uitat la filme diferite. Plug your channel. Plug your Instagram. Ce? Să zic de Instagram, Instagram meu? Instagram, da. Prințul Buzăului. Fresh Prince of Buzău. Exact. Pe Instagram. Vă mulțumim. La revedere. În after show. Ce, mă? Ce? Tu vorbești serios? Acum adică am stat 2 ore, tu ești întregul acela și acum rămâne această fotografie încă 2 minute și aceste 2 minute să mai vorbim ceva? Dacă vrei, spune-mi să tot felul. Dar de ce vrei aceste 2 minute? Este că e foarte interesant perspectiva. De ce mai vrei aceste 2 minute? Să pară profi. Mai ai tu vreo întrebare pentru noi? Ce pula mea să pară profi, mă, când e o fotografie și noi care... Ce se pare? Dar ce, așa fac jumătate? Dar ce emisiune se termina așa cu fotografie și se mai audă la altfel? Cornelia! Dar ce vrei aia de fapt? Că mi-ai dat pe publicitate? Da. Uite, vezi, acum se întâmplă lucruri mișto, vezi? Bă, tu te-ai îngurăs, te. Bă, am fumat de m-am rupt. Tăiem. Cred că n-am avut o pauză în care n-am fumat efectiv, am fumat într-una ca animal. Bă, dar acum live-ul ăsta rămâne acolo pentru eternitate, pe rânduri. Noi anul de vise. Pe cine pui? Pe toată lumea. Pe cer. Pe discuri, pe cer. Te-a fotonistul, poate fi vorba.